Seria reacțiilor negative la adresa programului de 3 ori subvenția lansat recent de ministrul agriculturii Petre Daia continuă să curgă în spațiul public. De această dată, Laurențiu Baciu, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din țară, și-a exprimat opinia legată de măsurile anunțate de Ministerul Agriculturii în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Fermierul spune că măsurile lansate până acum de guvern nu fac decât să îndatoreze și mai tare pe fermierii care deja sunt în pragul falimentului. Măsurile care s-au luat sau s-au anunțat, nu ne folosesc la nimic. Indiferent ce s-ar întâmpla de aici încolo, în ceea ce privește precipitațiile, pentru cultura porumbului, efectul este zero. Deci că plouă, că nu plouă, că nu se mai poate salva nimic. Măsurile luate, când v-am spus că nu ne ajută la nimic, am împrumutat bani. Vă referiți la acel program de 3 ori subvenție, da, nu? Am împrumutat bani din bancă pe 3 ani de zile cu o dobândă de până mai alaltă, ieri era 12%, acum a depășit 12,5%, că iar s-a mărit roborul. Da. E practic o sinucidere în direct. Te-a pus pe ei bani cu dobândă, la banii tăi, de fapt, care îți voi veni la anul, pe 2 ani, pe 3 ani, așa? Când, practic, nu reprezintă banii aia, nici capital de lucru, nici investiții, ci pur și simplu să acopere o gaură. E adevărat, da. Iar rămâi tot acolo unde erai înainte, adică fără putere de a prelua și a începe un nou agricol și nici nu e vorba de voi investiții. Așa că, din punctul meu de vedere, măsura aia este cu efect zero. Da. Nu știu dacă 1% din fermieri probabil au alte situații și se profită de chestia asta și își au niște bani care să facă altceva, dar oricum nu pentru probabil o să apeleze la așa ceva cei care au o situație mai bună. Pe unii au mai venit câte o ploaie, pe unii au irigații, probabil aia vor fi avantajați. Dar asta nu rezolvă problema României, pentru că în proporție de 70% din cultura porumbului este afectată în toată țara, așa că e adevărat. Mie îmi pare rău de un singur lucru. Vă rog, vă rog. Vorbim de un factor natural. Un factor natural care nu-l poate controla nimeni. Ploaia, jos, deci nu-l putem controla. Mă deranjează faptul că nu informăm populația. Mă rog, la timpul ăla mi s-a spus nu vrem să panicăm. Mai grabă am panicat ca să știe ce au de făcut, decât să trezească cu pâinea de 10 lei sau nu știu ce alte prețuri și să arunce de la etajul 10.